O veste bună pentru cei peste 2,5 milioane de români cu venituri mici din România. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Căciu, a anunțat că începând de astăzi a început încărcarea cardurilor pentru alimente cu o nouă tranșă de 250 de lei pentru un număr de aproximativ 2,6 milioane de beneficiari eligibili. Procesul de încărcare a cardurilor se va desfășura în perioada 15-25 aprilie 2024. A transmis Căciu pe pagina sa de Facebook. Beneficiarii acestui sprijin acordat de guvern sunt persoane, copii și adulți încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu suma de 2000 de lei, familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu suma de 675 de lei, familiile monoparentale, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu suma de 675 de lei, familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu suma de 2000 de lei, și persoanele fără adăpost. Cardurile pot fi utilizate pentru alimente sau pentru mese calde, a mai precizat ministrul.